Municipiul Pașcani nu va mai avea garduri din metal sau vegetație pentru protecția spațiilor verzi. Conducerea primăriei a hotărât ca acestea să fie tăiate fără un acord prealabil al Consiliului Local. În conferința săptămânală de presă, viceprimarul Cristian Rățoi a explicat că măsura este necesară pentru a fi posibil accesul mașinilor de tuns iarba. În zonele unde acum sunt flori va fi pus gazon, pe motiv că este mai ușor de întreținut. Vă anunț că toate așa zisele garduri din metal, rămășițele care mai sunt, chiar și gardurile vii, le vom îndepărta, vom pune gazon, vom crea acele oaze de flori și vom încerca să simplificăm puțin lucrurile, în sensul că, având gazon, nu vom mai folosi oameni la tunderea gazonului, încercăm ca acest gazon să-l tundem cu mașini gen tractoraș. De asta și îndepărtăm aceste garduri vii care sunt neîngrijite de atâți ani și gardurile metalice pentru a avea acces pe diferite zone în centrul orașului, printre blocuri, să intrăm cu aceste tractorașe și să păsim mult mai eficient și mai repede gazon. În suburbia Lunca Pașcani, gardul de metal din jurul Troiței din centrul satului a fost tăiat de curând. Terenul plin de verdeață este acum călcat în picioare de trecători sau copiii ieșiți la joacă. La fel s-a întâmplat în zona deală în centrul municipiului. O parte din gardul de metal de pe marginea drumului a fost scos și dus la fier vechi. În schimb, zilele trecute au fost montate mai multe bănci și coșuri de gunoi pe străzile Ștefan cel Mare și Moldovei. Și ieri și azi, tot timpul să lucrez. Astăzi finalizăm montatul băncilor și a coșurilor între Expres și Casa de Cultură și chiar pe aleile din spatele Casei de Cultură spre Incanto. Vom merge pe urmă în fața Casei de Cultură, unde de asemenea vom monta alte bănci, alte coșuri, peste drum, iarăși în spațiile. Toate spațiile de promenadă vor fi asigurate cu bănci și coșuri din belșug, pentru că așa este indicat, ca acolo unde ai circulație, unde persoanele circulă, să fie și bănci și coșuri, mai ales coșuri, pentru ca orașul să arate mai curat și niciun pășcăneț nu poate să spună că n-am avut unde să arunc gunoi. Menționăm că față de anul trecut în Pașcani sunt mai puține flori pe spațiile verzi. Au fost coși mai ales trandafirii, pe motiv că sunt greu de întreținut, iar în locul lor a fost pus gazon.